Bună și bine v-am regăsit pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt gazda voastră, Lorelai Țârlea, și astăzi haideți să vorbim despre mânecă. Mâneca, prin definiție, este acea bucată de material care îmbracă brațul de la umăr spre încheietură. Indiferent că este lungă sau scurtă, există niște mici secrete pentru a realiza tiparul corect. Mă refer, desigur, la tiparul de bază. Pentru că știți și voi, mânecile pot să aibă diverse lungimi și diverse forme. Noi ne referim astăzi la croitoria de bază, așa cum o găsiți în cărți. Însă, vă scutesc de formulele complicate. Tot ceea ce trebuie să știți este, în momentul în care facem măsurătorile, că trebuie să măsurați corect, plasând centimetrul de la unghiul pe care îl face umărul cu brațul, și dacă vreți să măsurați o mânecă lungă, invitați persoana sau pe voi înșivă, puneți-vă mâna în șold și mâneca se măsoară corect, pornind de la umăr, peste cot, până la încheietură. Astfel încât în momentul în care vă îmbrăcați, să nu riscați ca mâneca să se ridice prea mult în sus. Dacă aveți o mânecă de altă dimensiune, întotdeauna luați lungimea de la unghiul umărului până acolo unde vreți să se oprească mâneca. A doua dimensiune care vă trebuie este dimensiunea deschiderii mânecii, fie că este vorba despre marginea de la încheietură sau, dacă este o mânecă scurtă, antebrațul. Acestea fiind spuse și măsurați corect. Nu vă furați căciula, nu vă strangulați cu centimetrul dacă nu vreți să aveți o mânecă prea strâmtă. Acestea fiind spuse, să trecem la tiparele, efectiv tiparele de mânecă. Am pregătit aici pentru voi, așa cum probabil v-am obișnuit, am pregătit un tipar model de bust. Am neglijat complet partea de pense de bust pentru că astăzi ne vom concentra pe răscroiala mânecii și am pregătit 4 machete de mânecă. Una corectă și restul greșite. Începând cu tiparul de bust. Veți observa că la un tipar clasic, partea din față are mai puțin material decât partea din spate. De ce? Pentru că noi întindem mâna cel mai adesea spre înainte, în față. De asta aici n-am nevoie de atâta material, însă în spate un plus este binevenit, ca să am lejeritate la mișcare. Altceva, tiparul acesta de bust pe care l-am făcut, veți observa că se îmbină sub braț, am o linie continuă rotundă, asemănătoare cu litera U. Și de asemenea, el se îmbină frumos și în zona de umăr. Este o linie continuă. Nu este niciun V, nu este niciun X, nu e nimic acolo în plus sau în minus. Aceste particularități ale tiparului de bust trebuie să fie regăsite și în tiparul de mânecă. Și am să iau acum pe rând cele 4 machete pe care le am aici. Am să încep cu macheta aceasta. Este prima mânecă pe care vedeți că am trasat-o să se potrivească perfect pe deschiderea tiparului, însă această mânecă este simetrică față cu spate, e croită la fel și este foarte îngustă, mult prea îngustă, astfel încât nu mi-ajunge să îmbrace perfect partea de mână aici, în partea de sus, chiar de la umăr în jos. Deci întotdeauna, în momentul în care croim o mânecă, trebuie să mi se insereze foarte bine în zona de răscroială și trebuie să fie nici prea lată, nici prea îngustă, să aibă dimensiunea corespunzătoare tiparului pe care l-am. Prin comparație, am să vă arăt un tipar care este prea larg, mult prea larg. Priviți! Deci acest tipar, al doilea, este mult prea larg. Din nou, am o problemă cu faptul că
nu am față și spate, mâneca este croită simetric, este greșit. Și în momentul în care încerc să îmbin cusăturile, priviți cât material îmi rămâne aici în plus. Asta n-ar fi un dezastru dacă asta urmăriți, să fie o mânecă încrețită în partea de sus, bufantă. Însă, trebuie să o faceți cu bună știință, nu pentru că ați greșit tiparul. Și mai este ceva greșit la această mânecă și la cealaltă, desigur. În momentul în care încerc să închid mâneca, aici, sub braț, îmi apare un surplus de material, iar aici, în zona încheieturii, un minus de material. Mâneca asta o să dea senzația de corp străin și de ceva în plus aici și, desigur, după aceea va trebui să reveniți, să o recroiți și să adânciți, să nivelați această problemă. Însă, la final, dacă faceți modificarea și sub braț și aici, veți obține o mânecă funcțională, dar mai scurtă decât v-ați propus inițial. Așa că, cel mai bine este să croiți bine din prima. O altă greșeală pe care am făcut-o cu toții la început, sunt sigură, este aceasta. Mâneca tăiată geometric, oarecum oblic, puțin rotunjită în partea de sus, se îmbină, matematic vorbind, lungimea decupajului mânecii, se îmbină perfect cu decupajul bustului. Însă, această mânecă, iarăși, n-are cum să stea bine. Dacă la exemplul anterior aveam un plus de material, aici voi avea un minus de material. Iată, ori ea, așa cum spuneam, trebuie să vină rotunjit. Din nou, am greșit prin faptul că este tăiată simetric față cu spate, dar asta se poate corecta adâncind puțin răscroiala în partea de față, dar această îmbinare defectă poate să pună destul de mari probleme în momentul în care, vreți să probați și să purtați un astfel de tipar. O răscroială corectă a mânecii este asimetrică, la fel ca răscroiala bustului. Iată, am aici, stați să le potrivesc un pic, deci am aici bustul și mâneca. Observați că aici surplusul de material se regăsește aici, în surplusul de la mânecă. Mâneca se îmbină perfect, intră, se suprapune perfect cu răscroiala de la bust, da? Și în plus, mâneca nu este croită aici drept, are oarecare curbură, pentru că în momentul în care o asamblez, obțin o mânecă perfectă. Aici, în partea de sus, regăsesc acea formă de U pe care o am la bust. Iar în partea de jos, această concavitate nu se va transpune la final în forma mânecii, pentru că îmbracă brațul, aici va apărea ca fiind ca o linie dreaptă. Deci asta este ideea. La final, să se vadă frumos, chiar dacă tiparul nu este o linie dreaptă. Ține seama de volumul pe care trebuie să-l îmbrace, volumul brațului. Asta a fost tema de astăzi, cum legată de mâneci. Mă întreba cineva în comentarii cum modificăm mânecile, cum facem o mânecă mică, cum o mărim. E destul de dificil, mai ales la mânecă, tocmai din cauza faptului că e un tipar atât de complex. Da, mâneca se poate lărgi, dând drumul puțin la rezerve, dacă este posibil. Însă, țineți seama de faptul că nu puteți coase o mânecă foarte în margine, pentru că riscați să se deșire. În momentul în care faceți efort, ridicați mâna, e posibil să se deșire. De asta
Eu recomand ca mâneca, dintr-o mânecă lungă puteți să o recroiți, să o desfaceți complet, să recroiți și să faceți o mânecă mai scurtă, așezând lungimea inițială pe lățime. Sau, dacă altă soluție nu este și dacă ați folosit aceeași metodă de inserție la partea de corsaj, puteți să folosiți o inserție și în zona sub brațului sau, de ce nu, chiar tăiați mâneca în două și puneți o inserție aici în mijloc, fie din același material, fie chiar din material la contrast, astfel încât să pară la final că așa a fost făcută. Bun, asta a fost, dragii mei, povestea pentru astăzi. Eu vă aștept aici în fiecare joi și duminică să discutăm relaxat despre croitorie și modă, fără formule complicate. Dacă vreți să ne întâlnim și fizic, eu vă aștept la atelierele Zinger. Puteți să vă înscrieți la ei pe site zinger-shop.eu. Cursurile sunt ținute în București, pe strada Halelor numărul 7, la reprezentanța Zinger. Și dacă sunteți din București sau dacă aveți drum pe acolo, îmi face plăcere să vă cunosc și vă aștept cu drag la cursuri. Asta a fost pentru astăzi. Dragilor, vă urez acum spor la cusut și o zi liniștită. La revedere!